Ia să vedem despre un pic microfon. E deschis? Da. Legat de concursul de table și de șah. Ah, deci era... Da, mersi. Asta era problema. Am zis că noi vroiam, să, vroiam să fie o surpriză. Am mai anunțat concursul ăsta de table. Ne chinuim de mult. Acum suntem, într-adevăr, pe ultima sută de metri. Până când nu eram sigur că vin perechile alea de table, până când nu eram sigur că acțiunea are, într-adevăr, succes, noi vroiam să o ținem ascuns. Adică nu vroiam să-i facem foarte multă publicitate. Da, domnule, va începe foarte curând un concurs, cel mai mare concurs de table din Galați și asta datorită faptului că din Europa țară. Nu există așa ceva. Vorbesc serios acum, nu exagerez. Este așa cum l-am croit noi, dacă ne forțăm puțin și în urmă, cam acum o lună putea să înceapă, dar n-am vrut că era campanie electorală. Era campanie și interpretat după aceea luna când campanie începem concursul. Campania și să-i dăm drumul. Este de așa învergură cu nu vă puteți imagina. Bun, dați-ne câteva așa, un schelet, măcar nu spuneți tot, dar... Păi ce schelet? Noi credem că vor participa foarte multe mii de jucători de table și din Galați și din Brăila. Deci noi primim telefoane, că la un moment dat, dumne, o să vă anunțăm, încercăm noi să vă anunțăm, dar repet, am încercat, de fapt n-am încercat, am vrut să înceapă cu adevărat această publicitate a concursului după campania electorală, pentru că dacă era înainte, cu siguranță spunea lumea că ne facem campania electorală. Am înțeles că gata, s-a terminat, deci vor fi concursuri între străzi, între blocuri, dacă vor și între scări de blocuri. Noi suntem pregătiți din punct de vedere al logisticii. Aveți atâtea și... cutii de table? De... Spune tu, Bogdane. Vreau să vă zic că există premii, foarte interesante premii. Da, iarăși, nu ne cereți tot m-am acum. M-am zis așa, măcar câteva repere să fie. Avem arbitri. Avem, cum să vă spun eu, denumire de campionat național de table, înregistrat la OSIM tot ce trebuie. Jucătorii au deva susținători? S-au format deja echipe, susținători, există fani, există, eu știu, persoane care, despre care se crede că sunt cei mai buni jucători și că ea vor câștiga. Există, a devenit un... Am înțeles că au început să fie și pariuri între jucători. A început să fie interesul și la Brăila. Repet, va fi chiar de amploare. La un moment dat ne gândeam cu Florin, măi, noi am început asta, îl putem organiza chiar așa de așa învergură cum se cere. O să organizăm și o să vedeți că va fi ceva... Brăila și Galaciu întotdeauna au fost, dacă vreți, centrele jocului de table. Da, omul, chiar dacă nu are ce mânca, chiar dacă nu mai are ce face, măcar să iasă pe băncuță, dacă are băncuță, și să joace o tablă, dacă are table, că mai chibițește, mai vorbește, mai povestește. Dom'le, mi-aduc aminte de o chestie, scuză-mă, Bogdan, că te întrerup, am fost cu Bogdan la Țiretu. Și erau băncuțele aia puse de Bogdan acolo și dădeam mâna cu niște bătrâni. Eu, sincer, îi făceam semn lui Bogdan când pot să plec, aveam treabă la mine în colegiu. Era înainte de campanie electorală și un tip se ridică ochii așa la mine și întreabă, domnule, știi table?